Concursul pentru șefia secției ORL urma să aibă loc ieri, însă nu a mai avut loc. A fost anulat pentru că niște documente transmise de Consiliul Județean au ajuns prea târziu și nu mai era timp pentru organizarea concursului. Consilierii județeni trebuiau să se întrunească în ședință extraordinară la sfârșitul săptămânii trecute, însă aceasta a fost amânată în semn de omagiu pentru fostul consilier Severus Militaru. Deci, procedura a durat foarte mult, s-a întins o perioadă mai lungă și ieri, fiind ultima zi când se putea susține, nu puteam susține toate probele, să zicem. Când se va relua concursul? O să se reia procedura de organizarea unui concurs de șef de secție. Nu este însă singura secție unde se caută medic șef. Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Județean, vrea ca toți medicii care conduc secțiile să fie numiți în urma unui concurs. Justificarea mea pentru această acțiune este aceea că medicul șef cu concurs are contract de administrare, drept pentru care are și niște atribuții mult mai clare. În consecință, activitatea secției respective cu siguranță se va îmbunătăți. Chiar dacă persoana ocupantă a postului în urma concursului este aceeași cu care a fost și anterior. Nu este neapărat un criteriu că trebuie schimbat medicul șef, exclus acest lucru, doar că persoana aflată sub contract devine mult mai conștientă și mai dornică să ducă la îndeplinire indicatorii pe care avem prin contractul cu Casa de Asigurări. În acest context, mi-am dorit și chiar acum, în ședința de Consiliul Județean, avem trei solicitarea a două posturi de medic șef la concurs pentru a primi aprobarea în vederea organizării. Și la secția de obstetrică ginecologie se caută șef. Demersurile pentru scoaterea acestui post la concurs vor demara după aprobarea Consiliului Județean în ședința programată săptămâna viitoare.